După tulpinile de coronavirus care apar una după alta, o nouă amenințare vine din Israel. O gravidă a fost diagnosticată și cu coronavirus și cu gripă în același timp. O combinație extrem de rară numită flurona. Cazul cu așa numită flurona a fost raportat după ce o gravidă din Israel s-a prezentat la spital cu simptome ușoare. Medicii au găsit în organismul femeii atât urme de COVID-19, cât și urme ale virusului de gripă sezonieră. Ministrul Sănătății din Israel a declarat că specialiștii analizează rezultate pentru a-și putea da seama ce înseamnă apariția acestui caz. Din fericire, tânăra se simte bine și ar putea fi externată în zilele următoare. Medicii se tem că vor mai apărea și alte cazuri de flurona în perioada următoare. Specialistul în boli infecțioase Roberto Cauda susține că infecția simultană COVID și gripă este una ciudată, pentru că în medicină s-a spus întotdeauna că dacă există un virus care dă o boală, împiedică apariția alteia de la un alt virus. Cauda crede că SARS-CoV-2 ar putea însă fi diferit și să deschidă calea și pentru un alt virus, în acest caz cel gripal.